ziua și bine v-am regăsit la emisiunea Accente Sociale. Astăzi vom discuta despre un serviciu extrem de folositor comunității, dar totodată extrem de controversat. Este vorba despre Serviciul Județean de Ambulanță și l-avem invitat în studio pe domnul manager al acestui serviciu, domnul Radu Coste. Bună ziua și bine ați venit la noi în studio, domnul Coste. Mulțumesc pentru invitație și bine v-am găsit. Doresc să vă felicit pentru nou sediu, mulțumim faptul frumos. Că ați intrat pe piața media din Sălaj, este un semnal bun. Mulțumim și ne bucurăm că ați acceptat invitația noastră și vreau tare mult să discutăm despre Serviciul Județean de Ambulanță, despre câtă populație deservește, despre ce suprafață și câte substații aveți, pentru început. După aceea vom intra în mai multe amănunte. Da. Întâlnirea noastră de astăzi este chiar într-o perioadă în care ambulanța sărbătorește 104 ani de la înființare. A luat ființă în București sub directa organizare a doctorului Minovici. Trecând peste treaba asta, ați formulat la început că este controversată. Nu. Cred că a fost... Este controversată prin prisma problemelor care au fost cel puțin la ambulanța Sălaj, dar știți bine că în toate județele țării sunt probleme cu serviciile județene de ambulanță. Serviciul de ambulanță este unitate strategică, de o importanță deosebită, având în vedere obiectul ei de activitate. Acum, sigur că probabil vom discuta despre controversele de care dumneavoastră pomeneați, dar pentru început vreau să vă prezint pentru ca sălăjenii să cunoască că acoperim o suprafață de 2846 de kilometri pătrați. Deci toată suprafața județului. Întreaga suprafața județului. Suntem... Populația asta locuiește 90.000 în mediul urban în municipiul Zalău și cele trei orașe, iar restul de 144.000 în mediul rural în 281 de sate. Câte substații aveți? Serviciul de ambulanță Zalău este structurat pe stația principală din municipiul Zalău. Avem substații la Șimleu Silvaniei, Cehul Silvaniei, Jivou și Crasna. Au fost într-o oarecare perioadă, au fost mai multe. Am avut la Hida, am avut la Ileanda, dar odată cu anumite constrângeri, probabil de ordin, poate și financiar. De obicei sunt cele financiare. La da, dar probabil s-a avut în vedere și extinderea smurdului în anumite, și ne completăm în anumite situații. Și care este cea mai solicitată substație? Sigur că Zalău. Deci în Zalău ponderea de intervenții, 50% din total intervenții sunt în municipiul Zalău și arealul pe care îl deservește. Nu e numai Zalău, deci și zona spre Hida, încolo până la limita cu Clujul și încolo spre Huiedin. Zona și aia. Următoarea stație, cea mai solicitată? Cea mai solicitată este Jibou, care acoperă de la Jibou, Valea Someșului și până spre undeva spre zona limitrofă cu ce, unde acoperă. Dar acoperirea care este acum deja este, are o anumită vechime, oamenii s-au obișnuit, știu localitățile, știu străzile până la urma urmei, deci, știu traseele. Deci în experiența dumneavoastră s-au obișnuit și ambulanțierii, s-au obișnuit și populația să apeleze la stațiile de care știu că aparțin. Nu, apelul se face la numărul unic de urgență 112. Deci nu mai aveți apeluri separate pentru ambulanță. Nu. Iar prin dispeceratul 112, unde noi avem un asistent, se face distribuirea
la dispeceratul din ambulanță care... În funcție de zone. În funcție de zone, da. Uh-huh. Sau sunt situații când o anumită ambulanță este într-o altă zonă de la noi, de exemplu, și apare o urgență, care e mai apropiată? Cea mai apropiată ambulanță se va deplasa la... La fața, la locul exemplu, a fost situația accidentului sau... din Crazna, când o ambulanță de-a noastră se întorcea de la Horoat și a ajuns în 2 minute acolo. Sigur că prin dispeceratul care s-a dat, a mai venit și una de la substația Crazna. Da, deci se anunță. Da. Dacă am vorbit de arondarea pe județ, aș vrea să-mi spuneți câteva cuvinte și despre structura de personal a Serviciului Județean de Ambulanță, pentru că toată lumea în sistemul sanitar se plânge de lipsă de personal, da, de salarii mici. Aș vrea să-mi spuneți numărul de personal pe care îl aveți și structurat pe da, categorii. Avem 163 de salariați. Da, sunteți structura, o instituție destul de mare. Oarecum este dimensionată la suprafața județului pe care o deservim. Câți medici aveți? 6 medici. Și sunt medici. Suficienți? Suficienți nu sunt. Asistenți medicali? Asistenți medicali avem 64 și 68 de ambulanțieri. Ambulanțierul înțelegând cel care conduce ambulanța, mașina. Dar este un șofer special. Are pregătire specială. Are da, și o pregătire specială și dobândește anumite deprinderi și experiență prin intervențiile la care... Considerați participă. Că numărul de medici este mic și de asistenți medicali pentru ce aveți de făcut? Fiindcă medicii din ambulanță sunt o specialitate mai nou intrată pe piața medicală, pregătirea unui medic în medicina de urgență este de 5 ani după terminarea facultății. Acum, fiindcă a funcționat în diferite forme și subordonări, la un moment dat era subordonea Spitalului Județean, după aia parcă Consiliului Județean, pe urmă a Direcției de Sănătate Publică. Acum sunteți în subordinea Ministrului Sănătății. Acum suntem într-o perioadă de organizare a întregului sistem de sănătate și odată cu acesta și ambulanța. Suntem subordonați Ministerului, compartimentului de medicină de urgență. De urgență, da, sub comanda directă a doctorului Arafat. Deci a spus că aveți 5 medici sau 6? 6 medici. 6 medici. Dar vreau să vă spun că avem și un medic care face naveta din Oradea. Medicul specialitate în urgență? Da, da. Și dintre cei 6, câți sunt specialiști în urgență? Specialiști sunt 4. 2 sunt acum rezidențiat și lucrează la noi, lucrează și în unitatea de primire urgență și lucrează la noi cu jumătate de normă. Sigur că nu ajung, pentru că ideal ar fi ca pe fiecare dintre ambulanțele cu dotări speciale să fie un medic. Dar se suplinesc, avem asistenți medicali deosebit de bine pregătiți. Asistenții medicali, cei 63, sunt toți cu specializare da, pe da, urgențe. Și chiar și cu o vechime, au absolvit între timp și studii superioare. Dumneavoastră le-ați acceptat din start, le-ați recunoscut din start studiile superioare? Știu că la spital au fost probleme cu recunoașterea studiilor superioare. Nu e vorba neapărat de o recunoaștere a unei recunoaștere diplome. Pe cartea de muncă. Ce se întâmplă? Deci ei își merită și dacă poate n-ar fi absolvit acele cursuri. Bun, asta, recunoașterea studiilor superioare presupunea și o salarizare mai mare. Asta e marea problemă. Și de aceea vă întreb, da, le-ați încadrat la studii superioare? Asta e marea problemă, pentru că în 2011, parcă spitalul s-a rezolvat, în da, spital s-a rezolvat problema acestei categorii de... Atunci a început rezolvarea problemei. A început, dar s-a terminat. Legea spune că între 2 și 20% să-i se acorde.
Nu cunosc motivele pentru care odată cu valul nu s-a făcut treaba respectivă și la... Deci nu erați director atunci? Nu eram, eu sunt director de 5 luni. Știu că sunteți de foarte puțin timp și acum le sunt recunoscute studiile? Studiile sunt recunoscute, dar salariile nu au fost majorate. Salarizare, da. Deci, insistă sindicatul, insistăm noi, pentru că efectiv merită oamenii ăștia să fie. Și dumneavoastră unde insistați? La doctor Arafat? Eu vă spun că am insistat inclusiv la domnul doctor Arafat. Și ce soluții a găsit? Luna trecută am fost personal la dumnealui și se lucrează la un întreg plan de salarizare a cadrelor medicale. De altfel, această reorganizare ne oprește de la foarte multe lucruri pe care noi le gândim și că le-am face, dar așteptăm. Ca să vă dau un exemplu, ar fi vorba de aprovizionare cu carburanți. În momentul de față aprovizionăm de la o firmă mai mică care ne permite o perioadă mai largă de efectuarea plăților. Noi am fi insistat și am insistat la doctorul Arafat. Mi-a spus să aștept un pic că se face o licitație la nivel național și atunci toți vom merge. Bine, acum asta este cu tot o altă problemă față de factorul uman. Revenind de acolo, vreau să vă spun că în contextul în care pe întreaga țară, pentru că nu e numai la Sălaj problema, se vor găsi soluții, se vor găsi și aici. Eu am cerut suplimentarea fondului de salarii, am făcut și un scenariu cam cât ar influența bănește această treabă, dar fiind o unitate bugetară, nu ne putem permite și nu-i de unde și așa mai departe. Așteptăm. Avem în 22 august o întâlnire de asemenea cu domnul doctor Alafara, toți managerii din țară. Cu ce temă este întâlnirea cu doctorul Alafara? Noi trimestrial facem întâlnirile astea. Și asta din august? Asta din august. Despre ce vezi? Nu ni s-a comunicat tematica exactă care e, dar ultima la care am participat avea ca temă regionalizarea. Din perspectiva serviciilor de ambulanță, mă gândesc. Exact, și... exact, da. Despre asta era vorba. Bine, dar revenind la structura de personal, ați spus că sunt foarte bine pregătiți. Foarte bine. În bugetul instituției există și banii pentru pregătirea profesională continuă? Sigur. Și avem medici foarte bine pregătiți. Ce fel de cursuri ați făcut, de exemplu, în acest an? Există o tematică după care își desfășoară activitatea compartimentul de pregătire profesională pe categorii. Deci aveți prevăzut așa ceva, sigur, în buget? Sigur. Conform codului muncii. Și mai am cooptat profesori și doctori de la Cluj care vin lector la aceste activități. Deci este una din laturile. Și ei fac cursurile acelea cu puncte de educație medicală continuă pentru ca să poată apoi să se și autorizeze pentru anul viitor. Sigur, știți, că au da, sigur. Deci din perspectiva aceasta le plătiți, da, cursurile. Vreau să vă spun că sistemul acesta de ambulanță este atât de bine reglementat încât nici una din activități sau laturi ale activității nu este să nu fie legiferată și prin ordine ale ministrului și tot felul de reglementări care până în amănunt lămurește lucrurile. Știți foarte bine că și în alte domenii sunt foarte bine legiferate și se uită de multe ori de lege. Eu vreau să vă spun că și-a dovedit utilitatea această formă de a reglementa activitatea prin performanța și recunoscută și în plan european. Deci dacă tot am vorbit de personal, mă gândesc că nu vă sunt suficienți cei 6 doctori. De cât ați mai avea nevoie? La ora actuală ar fi nevoie și de fapt noi am făcut demersurile și la Direcția de Sănătate Publică, care încă se spune că nu e forul nostru tutelar, dar și la Minister. Am făcut demersurile necesare. Odată cu demersuri de altă natură, cum ar fi solicitarea de fonduri pentru activități de modernizări în spațiile care le avem. Așteptăm răspunsuri la în momentul în care ați făcut demersurile, ce vi s-a răspuns? Nu. Deci, sau n-ați mers direct cu o cerere, vreau atâția doctori și vreau atâția asistenți? Este absolut punctual tot.
Deci le-aș cerut... Justificat, fundamentat. Și ce v-au răspuns dacă totul a fost fundamentat? Să așteptăm odată cu... se face o normare la nivel de țară. Inclusiv a personalului, inclusiv a dotărilor, în funcție de numărul de locuitori, până acum s-a mers... Și ei consideră că raportat la numărul de locuitori nu consideră nici că e mare, nici că e mic. Acum, când se va face un normativ la nivel de țară, de exemplu, la 240.000 cât are salariul, îi se cuvin atâția doctori, atâția, ținând considerați factori, cum ar fi suprafața, relieful, da, și probabil, starea de drumuri, la un moment starea dat... de sănătate a populației din zonă, pentru că sunt județe unde starea de sănătate a locuitorilor este mai precară datorită anumitor factori care... La un moment dat, probabil că veți primi și o majorare a numărului de posturi. Da. Dar spuneți-mi și despre volumul de muncă pe care l-au oamenii din Serviciul Județean de Ambulanță. Aici referându-mă la numărul de solicitări. Da, da, da. Deci, activitatea noastră începe printr-un mesaj, printr-un apel la 112. Și se încheie în momentul în care se ia bolnavul și se duce la stația de primiri urgențe sau într-o altă unitate spitalicească. Sau se aplică un tratament acolo, dar asta decid specialiștii, respectiv doctorii care îi avem, și îi aplică un anumit tratament acolo. La locul unde este solicitat, da, da, la domiciliu? Da, sau? Da, da. Anul trecut au fost 19.268 de solicitări. Deci în anul 2012, în anul 2012, da? Pe primul semestru acestui an, care de-abia s-a încheiat, au fost 11.835 de solicitări. Într-o socoteală așa mai sumară, ar reveni... Deci veți depăși, 10.000. Da, veți depăși că... anul ăsta numărul, da, de solicitări, da, având în vedere că vine, da, și perioada de iarnă în care... Dar solicitările astea, fiindcă ți-am mintit de perioada de iarnă, fiecare sezon cu ciclicitatea lui. De exemplu, iarna, drumurile lunecoase. Aveți multe fracturi, nu? Multe fracturi, probabil și numărul de accidente de circulație, de rapări și alte crește numărul. E mai mare, da. Dar a fost perioada ciupercilor, perioada în care 5-10 persoane erau zilnic. Cât? 5-10 persoane pe zi? Da, da. Foarte pe urmă, a venit perioada cireșelor, când doamne se urcă în cireș. Și cad. Urmează vremea nucilor. Deci, discutând cu colegii mei care lucrează o viață întreagă acolo, asta este, deci este viața. Este ciclic, traumatismul cu intoxicațiile, da, și... Da. Pe de altă parte, sunt clienții zilnici ai noștri, din județ. Lucrătorii noștri îi cunosc. Mai clienții zilnici însemnând cei care, da, beau. Da, chiar, afecțiuni. Chiar discutam astăzi legat de știrea cu pacientul care a ajuns de zilele zaleului de 5 ori într-o noapte în urgență pe fondul consumului de alcool și ne puneam problema la un moment dat, măi, ăsta de ce nu este taxat totuși dacă, nu știu, să plătească, să-i se trimit acasă factura, dacă după prima nu s-a liniștit, dacă ar fi așa, celelalte patru ar trebui să le plătească, nu? Dacă ar fi așa, cred că ne-am putea autofinanța. N-ar fi ideal, ați putea să vă plătiți din venituri proprii, doctorii. General, oamenii din această categorie nu au venituri, deci ar fi... Pe de altă parte... Nu, dar poate că ar conștientiza puțin că nu se prin statutul nostru și prin ceea ce suntem, noi suntem obligați să răspundem tuturor chemărilor. Nu contează nimic. Înțelegând prin acest nimic, da, acel pacient cu 5, de unde este, ce categorie socială, ce naționalitate, deci pentru noi este pacient. Da, acel pacient, sunt foarte curioasă dacă acel pacient care a ajuns de 5 ori în UPU a fost dus de ambulanță. Da, sigur. Da. Ce problemă? Mă gândeam. Îl ducem de 5 ori și mai îl ducem și acasă, pentru că nu sunt situații toate care se impună o internare. Și nu se trezește în urgență să poată merge singur. Asta este viața și e în toată lumea așa. Deci, da, peste tot sunt probleme de genul ăsta. Dar, v-am spus și repet, pentru noi este un pacient.
care a solicitat, noi îndeplinim procedurile care sunt. Bun. Personalul este relativ puțin. Solicitările sunt multe, din câte îmi spuneți. Dacă... Puțin, să nu se înțeleagă că e foarte puțin. Dar acoperim cu ceea ce este și plătim lunar un număr de ore suplimentare. Cui? Celor care lucrează în plus. Ok, dar cei 6 medici acoperă zilnic, da, și mai lucrează și în plus. Ei cât pot să stea la serviciu și să fie apți de muncă, la capacități normale? Dacă ar fi să luăm... La cele mai înalte capacități profesionale, că după câteva... Păi nici nu se pune problema ca un lucrător din ambulanță să nu fie la întreaga tocmai, lui capacitate. Tocmai, că n-ai cum să-l aduci... Nu, acoperă. Se acoperă. Se acoperă. Chiar a fost, acum suntem pe punctul de a intra într-o legalitate, dacă ați adus vorba de capacitatea omului în timpul serviciului. S-a practicat... Nu vreau să știu de ce, dar s-a practicat. În anumite situații se mai suplineau unul între altul schimburile. Și mergeau dintr-un schimb în altul, adică se mai suplineau continuau o gardă cu alta? Sună pe un coleg, de exemplu, mai rămâi și în locul meu, că eu, dar nu. Codul muncii nu dă voie decât. Mă gândesc că după 12 regulamentul ore... Regulamentul intern este foarte strict în ceea ce privește codul muncii și noi de acum respectăm tot. Întru totul. Cum ați reușit să... 12 cu 24, asta se lucrează. Că după ce a stat acasă 12 ore la libere, odihnit, îl chemăm și mai lucrează. Deci nu asta este problema. Dar prin numărul de ore suplimentare care suntem cu plățile la zi față de alți colegi din țara care n-au reușit să facă plățile, noi am plătit ultimele total. Și ce a mai fost restant din urmă, luna asta am achitat orele suplimentare, ore de gardă, cum zic ei. Da, orele de gardă. Acum, dacă am vorbit despre personal, spuneți-mi și despre ambulanțe. Despre pentru că acel personal trebuie să lucreze, da, pe mașini și, de fapt, toată lumea asociază Serviciul Județean de Ambulanță cu mașina în sine. Așa este, din păcate. Pentru că de-a lungul vremii poate a fost o lipsă de preocupare de a comunica cetățeni, ceea ce înseamnă serviciul de ambulanță. Și că, de fapt, acolo sunt niște oameni care lucrează pentru viața omului. Sunt niște oameni, dar care sunt alături de alți oameni în momente grele și în momente în care le este pusă în momente viața foarte în pericol. Grele, da. În momente limită. Deci câte ambulanțe aveți la nivelul serviciului? Avem o ambulanță dotată după ultimele standarde. De când aveți acea ambulanță? Un an jumate a intrat la noi. Mai avem... Deci, din punctul de vedere al dotării cu ambulanțe, e aproape bine. În măsura în care noi le ținem pe toate cele care le avem în funcțiune. Funcționale, da. Deci, dacă înainte era șoferul și ambulanța, acum ambulanța nu stă nici un pic. Cel puțin la noi. Directiva de sus a fost 75% din timp să fie folosită, dar, datorită lipsei de ambulanțe, noi le folosim 100%. Niciodată nu stă ambulanța. Și pe ambulanța de care spuneți, cea cu dotări, da, de ultimă oră? Da, aici lucrează numai doctori. Aici numai se doctor. Duce la, asta se duce la intervenție. Niciodată nu merge asistent medical cu acea ambulanță. Nu. Deci, v-am spus și revin, reglementările sunt perfecte. Sunt situații în care merge doctor, asistent, ambulanțier, este în funcție de gravitatea, complexitatea cazului. Ce dotare aveți pe acea ambulanță? Nici ce nu. Aparatură? Deci aparatură de ultimul tip. A fost o delegație din Austria și au rămas ei uimiți de ce au văzut la noi. Dar profesioniștii care îi avem știu să le folosească. Dacă este folosită numai de doctor, având specialiști în urgență, da, cu siguranță ei știu să folosească. O altă categorie de autoambulanță e cea care se duce însoțită de asistent. E tot cu o dotare destul de bună, care face față numai anumitor... Deci aveți inclusiv aparatură de urgență și pe cele cu... De resuscitare, de tot ce trebuie, de ventilare, de absolut totul. Și sunt ambulanțele mai simple care sunt folosite la transport.
Mai simple adică înseamnă externe, și de mai proastă calitate ca neapărat, mașină? Nu neapărat. Nu. Că noi nu analizăm numai mașina. Deci ambulanța înseamnă mașina plus dotată, aparatura da. Toată care o are în ea. Și e firesc să fie așa, pentru că dacă transporți acasă un om cu fractură sau cu ceva, nu impune decât targa, ceea ce el fizic e sănătos, nu se poate deplasa. Asta este problema. Sau că l-aduci din vârf de munte. Aveți și dotări cu medicamente? Adică aveți un stoc de medicamente pe fiecare mașină? Totul este lămurit și reglementat prin protocol. Există un barem care trebuie să existe pe fiecare ambulanță, din fiecare medicament. Medicația de urgență. Din fiecare medicament, din tot ce e. Periodic facem verificări, inventariem, scoatem ce se apropie de ieșitul din termen. Deci, din punctul ăsta de vedere, aprovizionarea decurge normal cu partenerii noștri care ne fac aprovizionarea, furnizorii noștri nu sunt probleme, nici nu sunt probleme nici cu plățile la ei, deci am intrat într-un ritm de aprovizionare și plăți care am convenit cu ei și e bine, acceptat de ambele părți. Știu că ați avut la un moment dat probleme, nu știu dacă le mai aveți, cu ambulanțele care erau trimise spre casare. Da, asta e durerea noastră și poate ne ajutați dumneavoastră să impulsionați acolo unde trebuie. Să vă spun, din 2006 nu s-a făcut nici o casare la ambulanțe. Avem 24 de ambulanțe propuse spre casare, aprobate pentru casare. Am făcut demersuri scrise, verbale, peste tot, inclusiv la minister. Ministerul mi-a spus dacă nu sunt interesate alte ministere. Și a venit de la Ministerul Apărării Naționale un reprezentant, s-a uitat la ele. Unde sunt aceste ambulanțe? Sunt aceste cumva ambulanțe ocupă spațiile noastre din stația Zalău și substații. Cele mai multe sunt niște dacii, dar starea lor de degradare nici nu mai se poate lua în calcul ca vreodată să fie folosite. Bun, ce înseamnă să nu puteți să le casați? Adică nu le ia nimeni? De ce nu le-ați dus la programul Rabla să luați alte mașini? Și-aș fi dorit eu treaba asta, pentru că ce se întâmplă? Am făcut demersuri din timp și dacă era poate anumită bunăvoință, se putea. Alte ministere au făcut treaba asta. Deci nu noi ca ambulanța să lași. Eu aș fi fost de acord să le predăm și să ducem tichetele la minister. Sigur, ministerul să centralizat să ia ambulanțe și să ne dea și nouă mașină de serviciu. La ora actuală noi umblăm cu o Dacia Papu casată, practic. Să vedem dacă vom fi. Bun, da, asta este deci, o disfuncționalitate, că atâta vreme cât mare ocupă spațiile. Ocupă spații. Nici nu le este o imagine dezolantă să le vezi descompletate. Toată lumea știe, primarul știe, prefectul știe, ministrul știe, toată lumea e blocată la Direcția de Sănătate Publică. Ce anume e blocată? Aprobare, o semnătură trebuie. Și noi o semnătură ca să faceți ce? Ca să le predăm. Deci, să le predați orice, la remat sau orice mijloc ce se face fix, cu ea? Da. Orice mijloc fix. Are un anumit parcurs legal. Deci noi, dacă primim această semnătură, facem o alegere a unei firme care adună fier vechi. Da. Și care dă prețul cel mai bun, condițiile mai bune, le ia și le duce, că de fapt nu se va putea face niciodată nimic din ele. Dar de ce nu se dă? A fost de două săptămâni o comisie de la Direcția de Sănătate Publică, le-au mai văzut odată. Păi din 2006 cred că a fost văzute de câteva ori, de câțiva directori de DSP și de câțiva prefecți. Da, le-au văzut, toți le-au văzut, toți au sunat la DSP, toți au insistat. Asta este situația. Până la vreme s-a motivat și hai să vă spun o știre de presă. Spuneți-ne, cum s-a motivat? S-a motivat lipsa vreo 2 ani că nu se poate aproba lista pentru că una din ambulanțe lipsea. Și lipsea, pur și simplu nu exista ca mijloc de inventar, ca mijloc fix. Au găsit-o colegii mei înainte, un coleg de-al nostru a predat-o la fier vechi, el, așa ca persoană fizică. Ok, trebuia să aducă alta în loc să fie la număr și s-au făcut încercări, s-au făcut demersuri. Eu după ce m-am dus acolo, când am văzut și am înțeles că asta este piedica ca să o deblochez, eu am sesizat organul de cercetare penală, a preluat cazul. Ok,
dar pentru o ambulanță rămâneau 23 care nu se putea face o listă separată? Eu zic că a fost unul dintre motivele pentru care s-a tras de timp. Dar nu înțeleg, chiar că nu există nicio... Ați preluat serviciul cu foarte multe probleme, din câte îmi dau seama. Acum, știți cum e? Problemele multe care au fost și pentru care probabil la un moment dat s-au luat niște măsuri acolo și care unele dintre ele văd eu astăzi că persistă. Sigur care că dintre ele persistă? Multe. Da. N-ar vrea să-mi descriu unitatea într-o culoare neagră. Dar nu și nici n-ar vrea descrie... să înțelegeți că eu înțeleg viața după teorema lui Arhimede. Cu cât îl apăs pe ăla mai jos, mă ridic eu. Nu. Dar sunt lucruri reale. Nu, dar trebuie spuse sunt pentru câteva, a putea fi rezolvate. Da. Dacă le ascunzi și nu le-am discuți... Sesizat. Am sesizat de la vremea când m-am dus acolo împreună cu colegii cui mei. Cui ați sesizat? Le-am sesizat noi. Deci ați sesizat în interiorul instituției și da. Le-ați discutat în interiorul instituției? Nu, numai, că nu sunt omul care să mă rezolvă. Deci prima dată a fost să identific ce este, fiindcă vin din afara unității, am vrut să văd despre ce e vorba, a fost o perioadă și este. Acum presa a avut o grămadă de vreme despre problemele de acolo. Nu știu, nici nu cred că eram în România când a fost problemele de acolo. Cred că eram pe țară. Eu eram aici și știu că au fost multe probleme. Spuneți-ne ce ați găsit acolo la momentul în care ați... Curiozitatea gazetărească pentru o activitate sau niște probleme care au fost atunci. Dar nu m-am aplicat asupra lor pentru că organul de cercetare penală sau justiția n-a dat un verdict. Dacă era o rechizitoriu... Bine, curiozitatea mea este prin prisma faptului că problemele de acolo se repercutează asupra vieții oamenilor. Greșiți. În presă au fost câteva articole. Le-am citit din curiozitate. Eu nu, faptul că nu dau crezare prese, pentru că eu cred în presă și necesitatea ei, dar n-am avut o preocupare neapărat ce au făcut ceilalți, pentru că oricum aparține unui trecut și nu se mai poate îndrepta nimic de atât. Preocuparea mea a fost să citesc foarte bine legislația și să ne aliniem la cerințele care sunt. Bun, dar și ați mers director într-o instituție unde erau probleme. Ce probleme ați identificat? Vreau o precizare. Problemele multe care au fost și unele dintre ele există, pe care noi le rezolvăm în fiecare zi câte una. Dați-mi câte două exemple. O să vă dau, dar vreau să fac o precizare întâi. Vă las. Constrângerile financiare, problemele despre care insistați dumneavoastră, nu au afectat actul medical. Mă bucur să aud asta. Calitatea oamenilor de acolo. Au fost câteva greșeli, probabil punctuale. Nu vreau să dau cu numele, nu vreau să... Deci, se punea problema la un moment dat că se umbla la motorină. Bun. E la modă. Meteacnă veche, da. E la modă că... Văd că și într-un județ Vaslui parcă i-a găsit ca așa. Da, era una dintre probleme. Dar am luat lucrurile... Vă mai dau eu un exemplu. Ieșirea ambulanțelor din stații să fie solicitate. Da, staționarea da, în alte locuri. Eu, fără dorința de a face acuze, vreau să vă spun că aceste lucruri, da, au existat. Se încearcă să se continue. Dar... Cine încearcă să le continue angajate la instituție? Sigur că da, da. Dați deci sancțiuni vorbesc, pentru așa ceva când nu să îi prinde? Nu dau numele unui ambulanțier, de exemplu, care, după ce am pus GPS-ul pe el în 4 drumuri de Cluj, a făcut în Cluj 80 de kilometri. Iulius Mol. Deci după ce a ajuns în Cluj. Da, da, da. Deci și-a lăsat pacientul acolo, s-a dus, s-a plimbat, nu știu, pe urmă l-a preluat, pentru că pe sistemul GPS nu puteam să văd și înăuntru ambulanțe, dacă bolnavul se coace acolo de cald într-o parcare. Să le puneți și camere de luat vedere. Nu, nu. Deci, revenind, da, s-a practicat și se practică. O spun cu toată tăria. Au ieșit și mai ies, inclusiv săptămâna asta. Bun, și ca manager, ce faceți ca să împiedicați? Dați sancțiuni? Dați afară? Primul lucru pe care l-am făcut, deși regulamentul intern, care nu lipsește niciodată de pe masa mea, și l-au semnat colegii mei
Și întotdeauna le mai citesc articolul, a fost afișat acolo, deci avem acoperire. N-au știut, dar mentalitatea, și asta e marea problemă. Nu trebuie să citești regulamentul intern ca să știi că n-ai de ce să ieși cu ambulanța din stație dacă n-ai o solicitare. El mi-a spus, bine, domnule, după 30 de ani de când lucrez, zice, n-am dreptul să mă să mănânc. Și ce i-ați spus? Zice, domnule, n-ai dreptul să te duci nicăieri, nu să mănânci, dar n-ai dreptul să ieși din curte decât să alimentezi. Și cu ambulanța. Da. Sigur că dacă s-a practicat o treabă ani și ani de zile, acum li se pare de-a dreptul aiurea ca să nu o facă. Bun, deci trebuie să schimbați mentalități acolo. Acum, la mentalitate, știți dumneavoastră și că comportamente, și comportamente, să nu le spun deviante, dar comportamente se schimbă mai greu. Și atunci, prin represalii, prin măsuri foarte ferme. Ce măsuri ați luat? Ieri am avut comitet director, maximum din sancțiunea din codul muncii care se poate da, legal, am aplicat-o unui coleg de acolo. Plus care este acea sancțiune? 10% pe 3 luni. Bun, puteți să-i suspendați activitatea și puteți să-i desfaceți contractul de muncă. Deci există niște pași de făcut pentru... Știu, dar... A recuperat motorina aferentă kilometrilor în plus și următorul pas, dacă îl găsesc, sigur că va fi desfacerea disciplinară a contractului de muncă. Deci problemele sunt... Este și un semnal pentru ceilalți colegi. Acum, astăzi, am semnat contractul cu o firmă din Cluj. Închiriem GPS-uri pentru fiecare ambulanță. Deci ați avut GPS-uri pe... știu că am discutat înainte și mi-a spus că ați avut 4 GPS-uri pe care le-a spus pe autoambulanțe fără să știe. Deci așa ați descoperit. A fost surpriza lor. A fost surpriză. Da, așa s-au găsit niște lucruri, adică te duci până la Horoatul Crasnic să oprești hidroforul. Justificări sigur că îi găsesc. Își fac și oamenii treaba în timpul serviciului. Deci să nu înțelegeți că totul e așa. Sunt 2-3 care... Sunt convinsă că nu vreți să generalizați și nici eu nu vreau să generalizez pentru că fiecare... Pentru cei mai mulți, pentru mulți cei mai mulți, eu am un respect deosebit. Da, asta este bine, dacă și în orice unitate peste tot există și mai puțin sunt devotați căile legale prin care o să facem așa fel, fiecare să-și vadă treaba lui, care va rezista acestei situații, de, va rămâne. Care de nu... astăzi o să aveți GPS-uri pe toate mașinile, sau aveți. Ați semnat. Ați semnat. Și de când o să... E o perioadă până se montează. Poate n-ar fi trebuit să le spunem în direct că a trecut momentul psihologic. Deci ei știu. Da, vor fi mai atenți. Dar nu le cerem decât să-și vadă de treburi. Și să aibă grijă de mașina pe care lucrează, să respecte traseul pe care s-a dus și așa mai departe. Deci oamenii, eu totuși aș vrea să înțeleagă și să mă urmeze în acest proiect din convingere că așa e normal să fie. Știu că aveți și stații noi. Dintr-un proiect de câțiva ani care n-au fost folosite, nu? N-au fost. Eu zilnic vorbesc cu un coleg. De când aveți stațiile? Astea sunt din 2009. De și astăzi, au ajuns în 2013, în august. Nefolosite. Nefolosite. Dar de astăzi, începând, funcționează. Și ne auzim în timp real toți colegii care pe unde sunt. Și e mai bine dacă ne auzim unii pe alții și ne supravegem. Deci cu stațiile acestea, inclusiv cu colegi din alte județe, puteți comunica? Sau... Nu intrăm în alte județe decât la anumite situații extreme, când ar fi accidente colective, catastrofe sau alte. Și alte. Dar sunt auziți de ISU, sunt auziți de UPU, unde noi ajungem cu ăștia și auzând discuția și îl sunăm. Cu aceste stații puteți inclusiv să reduceți timpul de reacție la anumite solicitări. Acesta este obiectivul final al nostru, ca timpul de reacție să fie foarte scurt. Vreau neapărat să discutăm înainte să se termine emisiunea, mai avem foarte puțin. Foarte puțin? Da, vedeți ce repede trece. Și n-am epuizat aproape nimic. Vreau să discutăm despre cazul de duminică din Brădet. Noi l-am dat la știri când colegii mei care erau în parcul din Brădet au solicitat ambulanța pentru o femeie lovită de un biciclist. Și ambulanța a ajuns foarte târziu și din câte știu, după al doilea apel la dispecerat s-a și vorbit destul de urât cu colega mea care a sunat. Ce acum, puteți să-mi spuneți despre aceste situații când ambulanța ajunge foarte târziu? Vreau o precizare să fac aici și să mă ascultați un pic. Deci, la 112 răspunde un salariat care nu este al nostru, care are o procedură de urmat, să pună întrebările de rigoare. Cine ești? Pentru a se evita... Da, acele apeluri false. Apeluri false. Și a identifica eventualii
Apelul a fost la 112 la ora 20:49. A fost alertat echipajul la ora 20:51 de minute. Am copii afișei, asta fișa la fiecare caz. S-a plecat la caz într-un minut, deci la 20:52, în condițiile în care traficul în Zalău a fost deviat duminică datorită zilelor Zalăului, la 20:58 au ajuns la caz. A fost o problemă, că am discutat cu doctorul care a fost acolo. Au vrut să intre prin poarta din față în parc. Nu, era închisă. Și s-au dus pe strada aia laterală, pe acolo, s-au întâlnit cu poliția și pe urmă, pe aleile alea... S-au întâlnit cu poliția și să nu spuneți că i-a oprit poliția. Nu. Au întrebat, e o urgență aici, pe unde să ne ducem? Că normal nu-i voie cu mașini în parc. Dar vegetația multă care vine peste toate alea, sigur că... Dar în 19 minute a ajuns la UPU, la bolnava respectivă, accidentată. Okay, deci colegii mei spuneau noi, că timpul a fost mai lung acum, de așteptare și există... știți bine că în momentul în care ai un accidentat în față, ți timpul se pare mult altfel. Și o timpul secundă. Curge altfel, dar vreau să vă spun că există foarte bine lămurită timpii ăștia. Și prin acele GPS-uri vor fi și mai bine de argumentat și de documentat timpii ăștia. Pentru că, pe de-o parte, noi trebuie să ajungem și avem baremurile în care trebuie să ajungem, pe care noi le urmărim, iar în situații în care nu se ajunge, sigur că sunt măsuri care se iau. Acum știți bine că discuții sunt tot timpul legate de faptul că ambulanța ajunge foarte târziu la un caz sau... Eu cu siguranță nu sunt prima care vă spune cu asiduitate această problemă. Eu urmăresc și rog pe toți cei care ne privesc acum, dacă sunt probleme legate de timpul de a ajunge acolo sau de comportamentul salariaților noștri. De 3 zile au fiecare cu somn în piept ca să știe cum îl cheamă pe omul nostru. Prin aceste GPS-uri o să eliminăm orice fel de relativități sau de interpretări. Dar vreau să știe toți și semnalele bune au început să apară din teritoriu. Am fost sunat de cel puțin 3 persoane ca să mulțumească pentru modul cum au reacționat oamenii noștri. Unul chiar a venit și a făcut o sponsorizare. Da, asta este o satisfacție, mai ales când vine și cu o sponsorizare. Nu neapărat, dar știți ce se întâmplă? Este încurajator. Pentru că orice decolare, numai elicopterul o ia dintr-una, eu înțeleg că să fie și fără multe turbulențe ca să ajungem la altitudinea la care ne dorim. Da, au fost cazuri în care oamenii v-au sunat să vă spună, să vă critique că n-ați ajuns. Nu știu, am impresia că oamenii nu prea sună ca sunt să critique. Sunt foarte receptiv la tot ce înseamnă semnale care vin. Că vin prin presă, că vin de la da, vedeți, pacienți, că lumea vine și se plânge presei sau se plânge la colț de stradă. Tot pentru a veni în sprijinul acestor oameni care au nemulțumiri, pentru că toate astea semnalate duc la îndreptarea unor lucruri care sunt la noi și care... Sigur, asta n-au nu fac decât să vă ajute. Să descriu numai în roz unitatea asta, pentru că sunt multe, foarte multe lucruri de rezolvat. În cadrul Spitalului Județean, ființează un ONG numit Protecția Pacientului. Am luat legătura cu ei, ne-am arondat la ei. Este finanțată de ceva societatea asta din Londra, care ne-am dus la ei, am discutat cu ei, preiau și mulțumirile și criticile pacienților. Și au înregistrat sigur, critici și mulțumiri la adresa periodic. Serviciului sigur de ambulanță. Da. Periodic, dacă mă interesează mai mult ceea ce e legat de servicii de ambulanță, mă firesc. Fost acolo, periodic mă duc, văd despre ce e vorba, nu, poate nici lumea nu știe și cu ocazia asta vreau să informez că au un loc unde să se adreseze. Au în mine întotdeauna un om deschis care sunt receptiv la problemele lor. Aș vrea să-mi spuneți pe scurt și care este relația dumneavoastră cu UPU, cu SMURD-ul. Da. Și cu autoritățile locale, dar cred că cei mai importanți din punct de vedere a
serviciul județean de ambulanță sunt Upu și Smurdu. Da. Ca să pot să dezbat mai pe larg subiectul acesta, am să spun două cuvinte despre autoritățile locale. Aici mă refer nu numai la cele din Zalău sau județene. Sunt o relație bună cu primarii din localitățile, avem substații, discutăm, căutăm soluții la problemele care sunt. Dar, în ceea ce privește UPU și Smurdu, am să vă dau un răspuns care poate vă va surprinde. Eu înțeleg lucrurile că funcționăm toți trei în același compartiment ale Ministerului Sănătății. Avem obiectiv comun. Cum se exprimă Arafat, Maria sa pacientul. Și eu zic că ne completăm. Adică, noi nu avem fierăstraie și scule să tăiem o mașină, să scoatem un pacient de acolo. Dar n-am nici eu un medic care face, salvează viața omului. Fiecare cu aia lui. Eu personal, așa înțeleg lucrurile. Bun, Smurdu are medici. Da, anuare. Paramedici. Are paramedici, bine, dar știu că UPU îi ajută și cu medici când au nevoie, nu? Să facem distinția între paramedic și medic. Da, da. Un medic, știu că doctorul Lădariu, șeful UPU, coordonează și activitatea SMURD. Deci dacă au nevoie de medic, cu siguranță, la accidentele grave, cu siguranță merg și medici din UPU. Nu, cu cât ajunge mai mulți acolo, cu atât e în favoarea... pacientului. Da, se vede că este o rivalitate într-un fel între Smurd și ambulanță. Nu este, chiar nu este. Eu vreau să vă spun, s-a întreținut această stare, dar... Cine a întreținut-o? Acum mă face să intru într-o zonă în care n-ar vrea să intru. Da, eu vă rog să intrați, că până la urmă lucrurile spuse, bine, decât să mognească, mai bine le spui, nu? Nu e vorba de a mogni, dar eu zic pe nedrept a fost întreținut astfel de stare. Pentru că dacă doctorul Arafat a luat o măsură la un moment dat într-un loc, cei de acolo i-au purtat sâmbetele și zice că Arafat și-a făcut salvarea lui, dar nu e nici problemă. Deci până la urmă problema este doctorul Arafat, din câte înțeleg. Nu, doctorul Arafat e unul de... Ține mai mult partea Smurdului decât a serviciilor de ambulanță. Uite că eu vă spun cel care sunt în partea cealaltă că nu e adevărat. Nu e adevărat. Pentru că fiecare e cu treaba lui. Eu aș înțelege dacă ar ține mai mult partea Smurdului, că până la urmă este creația lui. Nu, eu cred că să facem astfel de aprecieri despre omul ăsta, facem un păcat. Adică el a renunțat la viața lui pentru așa ceva? Nu. Au încercat și alții, mult mai mari, mult sus, în vârful piramide să-l... Eu radă, spun de bine despre doctorul Arafat, toată stima pentru el. Dacă medicina de urgență din România este una dintre cele mai performante din Europa, are meritele lui. Da, sigur că da. Iar eu așa înțeleg. Și uite, vreau să fac o dezvăluire aici. Eu sunt un fel de amic. Și cu doctorul Lădariu, și cu șeful de la Smurd. Sper să fiți și cu doctorul Arafat ca să puteți să obțineți număr de personal suficient, bani pentru motorină. Eu am încredere că doctorul Arafat judecă lucrurile nepărtinitor și... O să ni se dea ce ni se cuvine. Întâlnirea mea cu el în cabinet este dătătoare de speranță. Din păcate, timpul emisiunii s-a scurs. Ați avut emoții când ați venit, dar ați văzut că a trecut foarte repede. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și sper că veți reveni la noi în studio, pentru că mai avem foarte multe de discutat despre serviciul județean de ambulanță și despre serviciul de urgență. Secunde, dacă îmi dați voie. Vă rog. Sălăjenii să fie ce oarecum liniștiți că... Sunteți de veghe. Mulțumim pentru prezență. Mulțumim, stimați telespectatori. Vă dorim o seară plăcută. La revedere!